Pregătirile pentru alegeri au intrat în linie dreaptă. Pentru ca turul de scrutin de duminică să se desfășoare fără incidente, președintele Biroului Electoral de Circumscripție numărul 31 Prahova i-a instruit timp de două zile pe toți președinții secțiilor de votare din județ, mai ales că față de alegerile locale și referendum au apărut unele modificări. Fiind vorba de alegeri parlamentare, spre deosebire de alegerile locale, dispar birourile de circumscripție municipală, roșenească și comunală. Vor exista raporturi directe între biroul de circumscripție județeană și birourile electorale ale secțiilor de votare. Apar o serie de modificări și în ceea ce privește circuitul proceselor verbale ale secțiilor de votare, de consemnare rezultatelor alegerilor, de asemenea în ceea ce privește modalitatea în care se va realiza predarea de către locțiitori a sacilor cu materialele utilizate în procesul de votare către judecătorii. Președinții secțiilor de votare sunt încrezători și spun că sunt convinși că nu se vor înregistra incidente din cauze organizatorice. Din fericire pentru noi, majoritatea am mai trecut prin așa ceva, nu va fi ușor, totul însă depinde de partea finală a organizării, ca să nu ne prindă ziua de luni la prânz tot aici. Sperăm. Cuvinte, nu este nimic necunoscut în... Nu este chiar foarte complicat, având în vedere că sunt doar două buletine de vot. Din 1987, de când lucrez la primărie, tot am fost președinte de secție. Și atunci nu vă este teamă de... Nu am avut probleme niciodată, nu nimic. Am înțeles că procedura va fi una diferită anul acesta. Chiar dacă, având o experiență, nu cred să mă încurc în așa ceva. Am participat la aproximativ toate votările. Înseamnă că nu aveți emoții pentru ziua de... Nu. Este clar. Da, normal. Numai dacă intervin modificări, ceva, citim hârtiuțele care o să ni se dea și respectăm. Este timp suficient până de alegeri? Pentru ce? Pentru modificările care apar. Dacă intervin, oricum o să fim înștiințați, o să le citim, deci nu e o problemă. De mâine, materialele necesare pentru alegeri vor fi distribuite către localități, astfel încât în ziua alegerilor totul să fie pregătit.